De la 1 ianuarie, acciza la băuturile spirtoase a crescut cu 6%, așadar ieșirile în oraș cu prietenii ne vor costa mai mult. Și berea, băutura preferată a românilor, va fi mai scumpă după ce TVA-ul a urcat de la 5% la 19%. Iar dacă sperați că vă veți distra cu băuturi fără alcool pentru a ieși mai ieftin, luați-vă gândul. Și TVA-ul pentru băuturile cu zahăr s-a majorat. Un cocktail cu tărie va costa mai mult, după ce acciza la alcool pur și simplu a fost majorată cu 6%. Un român consumă anual 11 litri de alcool pur, ceea ce ne clasează între primele 10 țări la nivel european. O taxă de 6% aplicată pe tăria alcoolică are nivelele de răsfrângere extrem de diferite. Pornind de la băuturile spirtoase, cei 6% dintr-o sticlă de vodcă vor însemna destul de mult. Există sticle de vodcă care costă 20 de lei și există sticle care costă 100 de lei, explică Marius Luican, specialist în cercetare de piață. Ne afectează orice creștere de taxe și de costuri. Anul trecut această băutură costa 38 de lei, iar din cauza tuturor măririlor și majorărilor putem calcula acești 42 de lei. Dacă o luăm procentual, 6% probabil că acolo va fi o modificare. Un leu, maxim 2 lei pe fiecare băutură, precizează Peter, administrator bar, pentru sursa citată. Cea mai mare creștere de preț o va avea berea la draft, acolo unde TVA a crescut. La berea la draft avem o creștere de la 5 la 19%. Berea la draft nu prea o consumi acasă și la restaurant era 5% TVA-ul. Berea, în mod cert, va fi mai scumpă. La o halbă de 10 lei, dacă punem o creștere de 14%, ar trebui să fie 11,40, dar probabil va fi 12. Oricum, producătorul poate pune mai mult. Românii sunt printre fruntașii Uniunii Europene la consumul de băuturi alcoolice, înregistrându-se față de anul trecut o creștere de până la 40%. Băutura preferată de departe este berea. În Europa suntem pe locul 7 la consumul de bere, anual fiind produs circa 1,7 miliarde de litri de bere, relatează știri de Cluj.ro.